Muzeul Astra schimbă tarifele de vizitare și taxele pentru servicii în anul 2022. Prețurile s-au dublat, așa că cei care doresc să facă o plimbare în muzeul în aer liber vor fi nevoiți să scoată din buzunare mai mulți bani. Astfel, un bilet de intrare individuală va costa 35 de lei, în vreme ce pensionarii vor trebui să achite 15 lei. Iar un abonament familial va costa 300 de lei, în timp ce pentru unul individual prețul este de 150 de lei. Noile tarife intră în vigoare din această lună. Sibienii veniți să participe la slujba de bobotează au umplut curtea catedralei și trotuarele din fața acesteia. Au fost pregătite aproximativ 8.000 de sticle cu apă sfințită și 4 butoaie pline. Credincioșii spun că folosesc aghiazma pentru a stropi casele, pentru bunăstare, dar și beau câte puțină în fiecare dimineață. Mii de sibieni au venit la Catedrala Metropolitană pentru a asculta slujba ținută de înaltea sfințitul Laurentius Treza și pentru a lua aghiazmă mare. Excedentul bugetar al municipiului Sibiu, cumulat din ultimii ani, va fi folosit pentru a acoperi deficitul anului trecut. Este vorba de peste 129 de milioane de lei, iar suma rămasă va acoperi găurile din buget din primele luni ale acestui an, până la aprobarea bugetului local pentru 2022. Consilierii locali se întâlnesc vineri 7 ianuarie într-o ședință extraordinară pentru a aproba această hotărâre.